Gata. Histerie. Wow. Prima oară i-o tras la ăsta din stânga. Ia uite, dar și în ăsta e pește. Și acolo are pește. Incredibil, frate. Deci dublu, trăsătură dublă la cop. Bună dimineața, pescari! Astăzi am venit din nou pe baltă. Data trecută, dacă am reușit să prindem 3 crapi, astăzi o să încercăm din nou. Poate reușim să prindem mai mult. Dacă nu, o să avem noroc de o zi frumoasă, mai caldă decât data trecută. S-a anunțat vremea mult mai bună, cu plus. O să vă arăt montura. Primul rând punem un opritor. În general nu prea folosesc un opritor aici, dar acum, fiind la copcă, trebuie să-i fac o auto-nțăpare, fiind firul cam drept. Pentru o semnalizare mai bună, fac auto-nțăparea mult mai repede. Deci punem opritorul, punem un metod. Asta e montura cu boabă de cauciuc cu doi viermi și aici am un dumbbell tot cu doi viermi. Thank you.
Începe acum să iese soarele. Să sperăm că începe să pună în mișcare crapul. Avem usebețele, și eu și Marian. Avem o trăsătură. Ia-l de fir și de la far. Super! Primul ciuftan. Super! Primul ciortanel al partidului. Acum, cred că 20 minute, jumătate de oră am schimbat. Am un nou nada. Super. Ia uite, în 10 minute, 2 trăsături. Ohuhu. Cât? 10 minute a trecut de la ala. Deci cum s-a lăsat un pic spre seară, deja e 4 jumătate. Ia uite. Să nu-ți rupă firul. Ce că iarna. Bun.
fii atent, în 10 minute, două trăsături. Ca vara. Deci nu trebuie să facem gălăgiri, că trebuie apise aici. Ia uite. Super. Ia uite, și acum încă ce zbătăiosi. Așa, mă, bun. Al doilea pe ziua de astăzi. În 10 minute. În 10 minute și toată ziua n-am avut o trăsătură. Deci, până la urmă, trebuie să avem multă, multă răbdare la un moment dat. Avem și succes. Super. S-a topit gheața astăzi de s-a făcut. Unde asta vreau? S-a făcut ca un crăcan. Mai avut o trăsătură Marian. Acum încearcă să-l scoată. Deci deja căldura a început să lase urme. Picuț mai mic ca celălalt, dar important este că am avut trăsătură. Nu. Ce zici? Trăsătură dublă la copc. Ia, oglindă. De așa are. Acum am început să strângem și am avut norocul să vină și oglinjoara asta frumoasă. Așa, să plece frumușica. Deci cam asta a fost partida pe ziua de astăzi. S-a lăsat frigul, apune soarele. Trebuie să strângem că imediat se face întuneric și avem de mers un pic pe jos, că cu mașinile nu mai putem ajunge până aici. Astăzi am avut capturi mai multe ca data trecută.
copcile acestea ne-au dat satisfacții în zilele acestea. Urmăriți-mă în continuare, să nu uitați să vă abonați, puteți să încercați și voi să veniți la copcă. Până mai este un pic de gheață, că de mâine începe să se încălzească destul de tare și s-ar putea să nu mai pot ieși nici eu pe gheață. Au fost două partide frumoase. Până la următoarea partidă, mă doresc fir întins.